Domnarela, de la 1 la 3, iar tu te conectezi telepatic cu partea subliminală a lui Alex. 1, 2, 3. Da, este el. Și acordului. Mi-a apărut un energetic, nu ca un copil, ci ca un bătrân. Da. Ca, nu chiar bătrân, dar ca și un fel de mag, un magician, un înțelept, un profesor, un ceva de genul. Da. Și mult mai în vârstă, nu sub o înfățișare de copil. Ia să vorbim cu el. Conectează-te. Protejat. Vedem cine este, mă. Număr de la 1 la 3 și lași să vorbească. 1, 2, 3. Bună. Bună. Sunt Eleonora, tu? Alex. Ești Alex? Da. Alex, pentru care lucrăm acum, mama ne-a cerut sesiunea? Da. Și Alex are 5 ani în corpul lui fizic acum, în această experiență. Corpul are 5 ani. Uh-huh. Iar tu, parte subliminală, de ce te prezinți așa? Pentru că asta sunt. Ok. Asta ești și așa te prezinți în fiecare corp? Îți menții această formă pe care îl iei în fizic, în plan fizic? De câte ori pot, da. Adică nu poți întotdeauna? Se întâmplă să nu pot tot timpul. De ce? Ce motive? Sau cine nu te lasă? Ce? Depinde de scenariu. Da. De contract. Da. Nu mi-aduc aminte întotdeauna exact cine sunt. Înțeles. Și atunci tu ești Alex, te cheamă, în forma în care o ai. Personalitatea care o ai reprezentat-o, să zicem așa. Forma. Da. Înțeles. Te chema Alex? Am avut sute de nume. Păi asta spun. Iar noi de sufletele unde? Nu avem nume. Nu avem nume, păi de asta spun. Corpurile au nume. Ok, corpurile au nume. Foarte bine. De ce îți place sau bănuiesc că îți place să te prezinți așa? Asta sunt, nu ce îmi place, e ceea ce sunt. Bine, și ce ești atunci? Ceea ce vezi. Eu nu văd. Un suflet adult. Un suflet adult, ok. Și ca un mag. Mi-a spus Ela că te-ai prezentat. Pentru că cunosc ca un mag. Destul de multe. Am fost profesor în foarte multe vieți. De am fost un învățat în foarte multe vieți. Învățat. Așa. Știam mult mai multe lucruri față de alții și eram numit un om învățat. Nu toți aveau acces la învățătură, la știință. Păi și de când? Când ai fost un om învățat, de exemplu? În ce epocă, perioadă? Secolul 16, 15, 14, 17. Deci ai multe? Multe scenarii ai primit din astea de ca învățat. Da.
Și cum s-a întâmplat? Și în această viață am venit să învăț pe alții. Am înțeles. Și în această viață am de gând să fiu un profesor pentru alții. Înțeles. Și ce ai de gând să predai ca profesor? Istorie. Istorie? Dar istoria reală. Păi, de unde o să iei acele cunoștințe să predai istoria reală? Din noile descoperiri care se vor face. Și de unde știi că alea sunt reale și nu sunt și alea măsluite? Descoperi. Geologie care se va descoperi în viitor. Păi și acum noua este era, geologie. Multă. Noua era va permite dezvăluirea multor secrete. Multe manuscrise care vor fi scoase la lumină, care acum sunt secrete. Da, tot și ce atunci, este ce ținut scoase? La secret este de fapt adevărul care îl vom scoate la lumină. Cine? Noi oamenii, cei ca mine. Și până acum de ce nu l-au scos oamenii? Pentru că au avut control ceilalți. Și de acum n-or să mai aibă control? Nu. Da? De ce? Cine ți-a spus lucrul ăsta? De aici înainte controlul va avea omenirea. Da? Ce frumos! Cine ți-a spus lucrurile astea? Că omenirea nu va trebuie prelua să control? Spună nimeni. Da? Trebuie doar să te uiți și să vezi. Păi unde te-ai uitat și ai văzut? Că eu îmi m-am uitat și n-am văzut. Propria linie. A, tu îți creezi propria linie? Toți creăm aceeași linie până la urmă. Da? Una dintre ele. Depinde pe care vei fi tu, vei alege tu să fii. Am înțeles. Deci, oricum, vorbești de linia generală, o linie generală a planetei. Prima dată își creează fiecare linia lui, apoi cele care sunt asemănătoare se vor uni și va crea una generală potențială. Mai Dacă mare. Nu una, eu zic că nu numai una va fi, ci vor fi mai multe. Pe grupuri. Ce Vor Gregor? Fi mai multe. Ce Gregor? Care îi formează oameni conform credințelor lor. Și acum sunt multe linii, dacă vrei să le luăm așa. Curente. Acum sunt prea multe linii. Trebuie să colapseze în câteva doar. Da. Și se Uite, vor uite colapsa. Că ce vedem acum, în acest moment din care vorbesc, se urmărește chiar diversificarea liniilor, adică unii se duc, fac state, vorbesc, și se dau niște lupte acum între definirea noii ordini mondiale. Da? Care Vor va fi bipolaritate. Pe una dintre linii. Okay. Pe celelalte linii nu va fi. Am înțeles. Depinde Bine. Pe care vei dori să rămâi. În celelalte experiențe care a fost învățător, profesor, în secolul 16, 15, 14, 17 sau cum ai zis, ai fost vreodată vreo personalitate cunoscută în istorie? E prea puțin important. Nu puteai să ieși în evidență, erai executat imediat. Adică ce ai predat tu prin celelalte experiențe? Aveam grupuri mici de oameni, chiar mici. Da. Niciodată nu am vrut să ies în evidență. Am înțeles. Tocmai ce predai? Să mă păstrez, să mă salvez. Da, ce predai? Tot felul de științe secrete. Deci atunci ai predat științe secrete, iar acum vrei să predai istorie secretă. Da. Bine. Istoria reală trebuie să iasă la suprafață. Da. Cum crezi tu că o să iasă la suprafață istoria asta? Lăsând la o parte. Cum? Dând lumii informațiile din tot ceea ce s-a ținut secret până acum. Și s-a scos la lumină doar lucruri mincinoase. Ca să dai informațiile, ce s-a ținut secret, tu, în fizic, trebuie să ai aceste informații ca să le dai. Deja sunt acces la aceste informații. Da? Deja unde aceste manuscrise vechi sunt găsite, au fost găsite.
Doar Da. trebuie traduse. Serios? Trebuie scaduse la lumină. Am înțeles. Și cine le-a scris manuscrisele vechi? Oameni de-a lungul timpurilor, Care? care le-a scris în momentul în care s-au petrecut. Așa. După 2, 300, 500, 1000 de ani. Și cele mai vechi manuscrise, care acum au ieșit la iveală, din ce epocă, an, sunt? Și de acum 5.000, și de acum 8.000 de ani, și de acum Oh. 300 de ani, au diferite datări. Am înțeles. Și tu ai să le găsești pe astea? Sunt Sau deja alții? găsite. Da. Și ăia care s-au opus până acum, ca să nu le știe omenirea, acum unde sunt ăia? Oponenții care nu vreau ca omenirea să le cunoască. Deocamdată sunt la putere, dar vor pieri cu toți. În urma unui cataclism general sau cum pierd? Nu, numai răscoale. Ce răscoală? A omenirii. Răscoală toată omenirea? Ha? Da. Vai de mine. Dar tu de unde ai văzut asta? Te-ai dus în viitor, pe o linie temporală? Da. Am înțeles. Și când te-ai dus, erai singur pe linia asta? Sau Cum să înțeleg că fiu ai venit? singur? Păi da, cu cine erai când ai văzut linia asta? Cum adică cu cine eram? Dacă erai singur când tu te explorai pe liniile astea, potențiale, viitoare, sau erai cu îndrumătorul, care și acum spui că ai venit într-un contract. Eu le-am văzut singur. Îndrumătorul unde era? Nu știu. Da, ai un îndrumător, un ghid, un profesor, un ce-o fi? Nu știu dacă să-l numesc așa. De Dar cum? obicei, de Numește-l cum obicei vrei. sunt cei inițiatori de karme și de vieți Așa. care semnezi cu ei un contract la intrare în corp, la încarnare. Ei, cu ăștia Atât. erai, că unii te însoțesc și pe prin viață. N-am văzut niciodată vreun. N-ai văzut? N-ai văzut, ca om, da? Și Nu. nici după ce ieșai din vieți, nu te întâlneai cu ei? Depinde, nu tot timpul. Nu tot timpul, dar uneori te întâlneai. Da? Uneori. Ok. Acum, înainte să vină experiența asta, ce îndrumător? Cum arăta îndrumător? Inițiatorul ăsta de karme și de experiențe? Cum Ca se și numea? mine, ca un om. Ca un om și tot așa mai bătrân sau mai tânăr? Cum era el? Cum se prezinte? Depinde, câteodată mai tânăr, câteodată mai bătrân. Păi ea de-aia același? Da. Și de ce se prezintă și așa și Pentru așa? că poate înfățișarea e doar o iluzie. Am înțeles. E doar o imagine. Deci tu asta, lucrul ăsta știi, da? El se prezintă cum Înfățișarea, vrea forma. el. Da. Inițiatorul se prezintă cum vrea el, da? Da, la fel Se și eu prezintă pot cum să mă vrea el. prezint cum vreau eu. Exact. Și tu poți să te prezinți cum vrei tu. Dar Și tu poți tu să te și orice. prezinți. Exact. Tu poți să te prezinți cum vrei tu, luându-ți o formă dintr-un corp pe care l-ai avut, a unui corp pe care l-ai avut într-o Și experiență, acum am da? prezentat în fața voastră cum am vrut eu. Da, înțeles. Dar tu, ești atent ce spun? Tu te prezinți cu o formă pe care ai avut-o, o formă a unui corp pe care ai avut-o, ai experimentat în forma aia. Și o ai în amintirea ta. Amintirile tale. Sau pe care am văzut-o și mi-o doresc. Așa. Sau pe Da. Care ai văzut-o și o dorești așa. Bine. Deci, până la urmă, câți inițiatori de karme și scenarii ai? Unu. Unu. Ăsta unde este acum? Deci ți-a dat
Ok, stai puțin, că o luăm în ordine. Când înainte să vină experiența asta, ca Alex, te-ai întâlnit cu un inițiatorul, ți-a dat un contract și l-ai semnat. Am avut de ales din două. Din două contracte. Ok. Că vezi tu, mama ta chiar ne întreba. De ce ai ales să vii în această familie? Ai ales părinții aceștia. Familia aceasta, cu acești frați. Cu acești părinți, mamă, tată, bunici. Da. De ce ai ales? De ce ai ales pentru că îi cunoșteai pe ei? De ce ai ales scenariul ăsta din cele două? Au fost cei mai buni părinți față de ceilalți. Da. Ei sunt părinți calmi, învățați, ușor treziți, cu posibilități. Mai unul mai mult, adică mama. Așa, și tu aveai nevoie ca să devii profesor de istorie adevărată, aveai nevoie să vii într-o familie în condiții așa. Bune. Da, am înțeles. Care să deci poată să-mi creeze oportunități. Da. Iar ei chiar pot face asta. Exact. Și cu de frați, frații n-au avut mare importanță în acest nu contract? Prea. Nu? Nu prea. Păi ei nu te-ai mai întâlnit? Frățiori? Ba da, dar Surioara. Contau părinții, nu frații. Ah, contau părinții, ok. Și frații contează uneori, și nu uneori. Chiar contează, prin multe scenarii. Depinde de scenariu. Depinde În acest scenariu contau părinții. Am pentru înțeles. Mine. Cu surioara? Frații mă armonizez, indiferent cum sunt. Armonizez, da? Cu surioara? Da, o iubesc. O iubesc. La fel și da? pe Șerban. Șerban, fratele meu, de asemenea. Da, uneori îi mai tragi câte un pumn. Ca să înțeleagă. Ce? Nu înțelege. Ce nu înțelege? Nimic. În general nu înțelege nimic. Păi de ce nu Dar înțelege? Înțeleg condiția lui. De ce nu înțelege el nimic? Nu are conștiință. Discernământ. Nu are dezvoltată, da? Dar el de ce n-are? Da, că a venit și e el contractul într-un contract. Care l-a ales. Exact, care l-a ales, poate n-a ales. De unde știi că a ales? Are de ales din mai multe scenarii. Nu toți au de ales din mai multe scenarii. Unii sunt trimiși obligatoriu. Unii strigă și țipă. Atunci asta le este condiție. Da? Unii strigă și țipă că nu în mai vor aici. De ce au făcut. Da? Ok. Și cu mami, tati, că și pe ei mai bați. Mai tragi tu un pumn. E, încă e copil, Alex. Da, se enervează uneori. Ce le enervează? Acționează mintea, nu eu. Mintea, da? Și mintea, de ce acționează așa? Pentru că e copil, nu are discernământ. Am înțeles. Ok. Bine, acționează deci instinctual. Da, dar ceva îl supără ca să acționeze așa. Da? Și părinții nu-l prea supără. Că părinții fac tot ce e posibil să fie eu bine. Eu nu-l controlez în sensul ăla. Poate îl controlează altceva sau altcineva. E tocmai de asta întreb. Vezi? Poate îl controlează altceva. Eu îmi iubesc sau altcineva? Părinții care am în această experiență și respect. Da. Ok. Nu ești curios să vedem cine îl controlează? Cine îi controlează mintea? Dacă îi controlează sau ce? Eu sunt foarte curioasă. Ba da. Asta, foarte bine. Uite, eu îți spun o fereastră cuantică și când zic 3, tu vezi în plan energetic ce se întâmplă când Alex e nervos și dă cu pumnii sau țipă, da? 1, 2, 3. Ce observi? Vin niște energii ciudate.
Da. Ca și? Un fum, ca un nor, ca niște umbre. Ah. Da. Ca niște ploi câteodată. Da. Diferite și ce forme fac? De energie. Da, și ce fac? Intră în mintea lui, îi acaparează mintea, capul, gândirea, urechile, ochii. Iar mai apoi sistemul locomotor, mâini, picioare, corpul. Adică îi creează, îi transmite gânduri. Da, iar idei. Gândurile mișcă corpul, da, mai departe. Adică îl folosește de mecanismul care îl folosești și tu de corp. Când ai gând. Da. Îl folosești de corpul. Corp e produsul. Cui? Corpul e un produs. Al un cui? obiect. Ai un obiect, da, dar un al instrument. Cui este obiect? Un instrument al cui este? Când tu vii în acest corp, când îl folosesc al eu, tău, al meu. Când îl folosești tu, e al tău. Când și el acaparează aceste energii, e al lor. E al lor. Deci tu co-creezi aici, în corp, cu ajutorul acestui corp, instrument. Coexist. Coexiști. Deci asta ai în contract care l-ai ales? Probabil. Asta ai semnat? Nu mi-aduc perfect aminte, dar e posibil. E posibil deci, să toți fii semnat. Coexistăm. Da? Trupurile sunt doar niște recipiente care pot fi împrumutate, pot fi date, pot fi luate. Da. Pot să intri, să ieși în alte Da. corpuri ale altora, dacă vrei. Poți să schimbi corpuri. Da. Și ce carababură iese în manifestarea acelui corp care oamenii știe că este Alex, mama, tata, știe că e Alex acolo și observă că Alex este incontrolabil? Adică nu că părinții vor să-l controleze, ci nu mai este Alex care îl știe. Deci ce înțeleg? Sau oamenii, dacă prin corpurile fiecăruia se exprimă diverse entități sau energii sau ce or fi, ce am putea să înțelegem în manifestarea asta în 3D? Dacă n-ar fi o coerență și s-ar ocupa o singură ființă, dar nu ar... Nu este corp ocupa care acel să fie corp. Ocupat de o singură ființă mereu, pentru că corpul fizic se ridică și coboară în vibrație, iar în funcție de acea vibrație, frecvență, sunt energii care îl pot ocupa. Da, nu, când nu mai are tot frecvența, vibrația bună pentru mine, eu ies și o scade, intră alte ființe, entități, pe acea vibrație, pentru că recipientul este gol. Dar nu tot, toate corpurile intră, cine vrea și cine nu vrea, în corpurile alea. Astea sunt niște situații, da? Dar nu e general. Ba da, toate corpurile care fluctuează frecvență în vibrație, intră și ies ființe. Am înțeles. Deci tu cu cine? Hai să ne uităm ființele astea când e nervos Alex. Ce ființe? Uite-te prin... Deci vezi niște umbre, niște fum, niște... Multe, vezi, da? Forme de astea. Da. Blochează o scenă. Din asta când intră un fum, da. Și acum spune-i fumului să-și ia forma, să iasă. Adică de o vreau să-i înainte văd pe să toți, intre. Nu doar pe acesta. Pe toți, dar o luăm pe rând. Nu știu, dacă poți să-i vezi pe toți odată, vezi-i pe toți odată. Spune-le să-și ia forma adevărată și cine sunt, întreabă. Toți ăștia. Pune-i în fața ta. Da, le spui să-și ia forma adevărată. Forma lor reală și spune-mi ce sunt, câți sunt și ce sunt. Trei forme, da? Ce sunt în forma adevărată? Un or cu niște licăriri în el, în mijloc, gri. Da. O reptilă.
Da. Mare, verde. Mare. Cât? Da. Și un fel de liliac. Liliac. Dar cu aripi, Deci un cu pene, cu cioc. Uh-huh. Bine. Blochează-i, lasă-i acolo. Seamănă cu un înger, dar un înger urât. Da. Tu știi îngeri? Ai văzut și îngeri frumoși? Da, sunt. Sunt și îngeri frumoși, da? Toți Bine. îngerii sunt frumoși. Aștia Păi sunt cum toți destul de îngerii rari. Sunt frumoși. Aștia Dacă urâți uite unul, tocmai sunt am rari. găsit un liliac. Păi din ăștia nu prea vezi. Nu prea vezi? Nu. Ia uite-te. Hai să ne uităm, mergem într-un alt moment. Vrei? Hai că acum studiem, da? Analizăm diverse momente din această experiență. Ne-a zis mama că ați fost la peștera Ialomicioara, toată familia, cu copiii, părinții. Iar tu, pe lângă că era mult de... La intrarea în peșteră, e o biserică și pe la frontispiciu, acolo, cu Dumnezeu Pământului. Ai avut experiențe în care ai cunoscut pe Dumnezeu Pământului sau ai co-creat Nu. cu El? Nu. Nici o experiență de-a ta? Nu. N-ai studiat religia? Ba da, dar nu e ceea ce se spune. Păi de aceea atunci. Nici asta nu e reală, nu? Nu. Și ce se spune? Se spune, asta știm cu toții, și realitatea care? E greu de digerat de oameni. Deocamdată. E greu de digerat de oameni, dar care este realitatea? Nu există un Dumnezeu. Ok, Creator a dar Pământului. Dar îngerii frumoși sunt toți prezentați prin biserici, Da, desenați pe pereți, așa pe sunt unde vrei și pe prezentați. unde nu Și vrei. așa îi vezi. Ah. Păi Și și în așa e și astral restul. așa se prezintă toți. Păi și tu i-ai văzut. Da. Că doar Și de ei eu îmi îi spui, că văd numai așa. îngeri frumoși Mai ai bine văzut. să arate frumos decât dizarmonios. Am Și eu înțeles. prefer Dar tu să ai văd zis. frumos. A, tu vrei, preferi să-i vezi așa. Bine. Da. Revenind la peșteră, ai fost cu părinții la întoarcere, obosiți. Da? Și Alex și Sourioara și toți. Tatăl a vrut să te ia de mână pentru că era umed pe jos, se cobora pe scări și era teamă să nu te rănești, să cazi să te rănești. Acolo tu ai avut o criză sau ai făcut o criză de țipete, de urlete, că nu vrei să te ia tata de mână, că vrei singur, vrei singur și tu poți și tu faci. Ok. Vezi scena asta? Da. Acum te uiți pe ecranul ăsta cuantic și spunem în energetic cine făcea așa? Apropo, de ce spuneai înainte? Din umbre, din eu știu ce, mai era pe acolo? Era unul din ăștia trei care i-am văzut înainte, reptila, Da. norul, unul din ăștia? Ha? Cel cu aripi. Era Liliacu, făcea așa? Se putea ține singur, putea să zboare, nu trebuia să fie ținut. Păi tu de ce? Tu unde erai? Am ieșit din corp. Păi de ce ești? De ce să stau în corp când vine altcineva? Păi dacă e corpul care ție ți s-a repartizat, cum adică? Tu stai când, cât vrei și ieși când vrei și... Ia uite cum s-a manifestat Alex. Că s-a Alex uitat și-a toată scăzut lumea. vibrația pe frică. I-a fost frică. Și-a scăzut vibrația. Am ieșit din corp, a intrat altcineva. Simplu, Dar nu când ieși scați din corp vibrația, așa. schimbi vibrația, schimbi frecvența, ieși din corp, Dar de ce era intră frică lui altcineva. Alex? De ce era frică lui Alex? Era De ce a frică scăzut vibrația? de De ce peșteră. era frică? De întuneric, de peșteră, Da. de Da. strâmtoare, de gropi, de Așa. necunoscut. Păi era cu Era părinții. rece, Era degeaba. cu părinții. Tot timpul Nu copiii au contează. încredere când sunt cu părinți. Nu contează. Știu că E sunt vorba de protejați. ceea ce văd. Nu toți copiii se simt protejați de părinți.
Bine, în afară Pentru de că entitățile sufletele astea. știu întotdeauna că pot să mă răm în brațele părinților, cu părinți, cu tot. Unde e protecția atunci? Bine. Eu zic așa, uite-te în peștera aia și spune-mi dacă în afară de ăștia trei cu care tu co-creezi, așa, uite, așa faceți voi, uite-te dacă mai erau și niște entități ale locului. Poate Alex, adică tu, sau a perceput cu ochii fizici niște lucruri care copiii mici le mai percep și l-a speriat. Toate peșterile sunt pline Da. De ființe care nu sunt vizibile cu ochiul fizic și care trăiesc da, acolo. Dar unii le văd, copii. Unii le văd și cu ochiul fizic. El, norocul lui, nu le-a văzut. Nu? Dar le-a simțit. Ok. Vreau să-mi spui dacă biserica aia a fost pusă Ca întâmplător să țină, acolo? nu. A fost pusă ca să țină pe toți cei de acolo, din acea peșteră, spirite, se țină acolo. Păi cum îi ține așa? Blochează spiritele biserica asta? Da, e ca o ușă. A, și ca un portal? Da. Și de ce vrea să-i țină pe aia blocați acolo, spirită? Tocmai ca să poată să adune cu ajutorul lor cât mai multă energie de la cei care intră. Și cât mai multe acorduri și contracte. Da. Ale celor care intră, da? Bine, cine conduce biserica asta? Sau Ar ce fi entități? Extrem de recomandat de a nu mai intra prin peșteri. Este, da, și eu știam. Știu. Dacă De nu aveți știi tu? La ce să te aștepți, iar dacă știi la ce să te aștepți, atunci intri în cunoștință de cauză și ești mult mai protejat. Dar știi că eu nu mi-a plăcut să merg în peșteri? Dar instinctual, neștiind de ce. E bine. Nu mi-a plăcut. Da? Am intrat odată în liceu. A fost un dezastru acolo, o expediție, o... prin munții Apuseni, am intrat în câteva peșteri, dar și acolo preferam să nu intru. Da? Nu mi-a plăcut, îngrozitor. Bine. Am studiat, da? Deci peșterile pline de entități. Te întrebam biserica asta. Cine sunt cei care a coordonat, ce entități din energetică a coordonat plasarea acelor pe frontispiciu, biserica lângă, ca să blocheze? Ce fel de entități, te întreb? Ce este o formă de liliac și ce este o formă de nor. Și ăia, bine, și ăia care sunt îngerii frumoși, unde i-ai întâlnit? Ia spune, că-s curios. În astral. Unde în astral? În tot astralul. Prin tot peste astralul tot sunt ei se ăștia? Prezintă ca îngeri frumoși, da. Și ca îngeri frumoși care se ocupă cu ce? Depinde, au diferite sarcini. Da. Unii sunt în spitale astrale, alții da. Coordonează suflete, alții întâmpină da. Suflete, alții sunt ghizi, alții sunt coordonatori de karme. Sau de încarnări, depinde. Bine, ăsta al tău care arată ca un om, mai știu ce am făcut. I-ai zis să-și ia forma adevărată? Ăla care ți-a mânat două contracte și ai ales unul. Ăsta care... Ăla e un... colaboratorul ăla tău, e îndrumătorul reptil. Tău. Ăla e o reptilă, vezi? Dar sunt și îngeri care fac din asta. Da? Tu te-ai întâlnit prin experiențele tale? Ai avut un îndrumător de karmă, înger? N-am cerut niciodată unul. Păi n-ai cerut, dar ei se schimbă. N-ai avut mai mult? Îndrumător de încarnări? Da. Ba da, am avut mai mulți. Și n-ai avut niciunul înger? Ba da. Ia, hai să mergem acolo unde ai avut un înger. Sau adu-l pe ce ăla ai aici? Cu ei? N-am nimica. Vreau să văd și eu un înger de la frumos. Ți-am spus că așa se arată. Așa. Și? Nu se arată cu fața lor adevărat. Am înțeles. Păi hai să ne lămurim atunci.
Bine, De ăla taință frumosul. Da, ăla frumosul care tu l-ai avut? Care era fața lui adevărat? La fel arată ca un liliac. Așa, și Urât atunci? uscat gri. Atunci, despre ce vorbim? Da, eu spuneam doar că ei nu se arată așa. Ei se arată fiind frumoși și că nu mai văzusem până acum fața lor urâtă. Înțeles. Acum ai văzut-o, da? Da. Ai văzut-o și pe asta. Bine. Acum, tu ai ales din două scenarii datorită părinților, am văzut. Că vrei să devii profesor, să prezinți istoria adevărată, da? Câte experiențe ai avut până acum, nu ți amintești? În jur de 900. 900 de experiențe? Aproape 1000. Wow! Și prin toate experiențele astea, ai fost cumva și mag, chestii de-astea. Da. Ai fost și mag? Da. În câte experiențe ai fost mag? Două. Ce magii făceai? Dădeam putere cuvintelor. Cuvintele mele aveau putere. Tot ce spuneam se împlinea. Oamenii credeau totul. Iar cu ajutorul credințelor lor în mine și în ceea ce spuneam, se manifesta ușor. Mai exista și alchimia. Substanțele care, combinate în anumite moduri, dau naștere multor transformări. Mm-hmm. Și în oameni, adică și pe lângă oameni. Ai fost și alchimist? Da. Magul este un alchimist. Și magul este. Dar ai transformat plumbul în aur? Așa se zice. Se că poate să orice. Fac. Să vreau alchimiștii, da? De odată. Ok. Ai zis că cuvintele pe care tu le spuneai atunci ca mag sau alchimist aveau o putere extraordinară și apoi cu prin credința oamenilor cărora tu făceai demonstrații, în fața cărora făceai, prin puterea lor se manifestai. Cu ajutorul puterilor, cu ajutorul credinței lor. Uh-huh. Energia Dar lor se unea alea cu energia mea și crea. Okay. La fel Dar se întâmplă și alea astăzi. Doar că astăzi oamenii nu mai sunt conștienți de asta. Uh-huh. Dar puterea, cuvintele alea, de unde le venea puterea? Că tu spuneai niște cuvinte. Orice cuvânt are putere. Orice cuvânt are, dar dacă zic eu masă, ete că nu se face, apare în fața trebuie mea să o masă știi tonalitatea de aur. Pe care să o spui. Mm. Frecvența pe care să o spui. Dar tu de unde învățase în viețile alea fizice? Trebuie să le unde simți. Luase cuvintele astea și tonalitatea asta? Se știau. Da? Le erau primeai învățători. De la alți învățători, da? Da. Ai zis că aflăm lucruri interesante. Tu vedeai în energetic ca om? Nu. Ca mag? Deci nu aveam nevoie. Nu aveai, că tu aveai încredere în acele cuvinte, mantre, ce erau, da? Da. Care ți le predase un alt învățător, da? Bine. Ia și nu știam magia cuvintelor, a vorbitului, a glasului, a vibrației, a sunetului. Exact. Ți se fuseseră, îți fuseseră predate, da? Da. La școală. Acum, pune fereastra aia cuantică într-un moment când tu făceai o magie acolo și când număr eu la 3, tu vezi în energetic de unde venea puterea acelor cuvinte. 1, 2, 3. Vibrația sunetelor. Da. Din vibrația sunetelor și atât? Și a gândului. Și a gândului și mai departe. Cine transmisese acele cuvinte? De unde vin? Originea lor. Cel care le pronunță. Originea. Bun. Cine a Cine inventat cuvinte? Cuvintele? Da, da. Limba, vorbitul.
A vorbit limbile au vorbit singure și au inventat cuvinte. Limbile oamenilor. Tot bine să te uiți în energetic. Te-am zis să te uiți în energetic în această fereastră și să-mi spui, ai zis că aveau putere. Puterea. Ok, vibrații. Originea cuvintelor, de foarte de mult, de oriunde ar fi, ție-ți vine acum. Și vezi pe acest ecran. 1, 2, 3. Sunt ființe. Ah, ia uite ce interesant. Ce ființe? Ființe care au învățat oamenii să vorbească. Și magii. Dar ce ființe sunt? Asta vreau să descriem și mie. Una, două. Asta ne ajută pe noi toți, și pe mine și pe tine. Și alte mii și mii de suflete păr subliminale. Să aflăm lucruri adevărate, adevărul. Sunt reptile și dragoni. Deci până la urmă, creația asta este a cui? Aici unde noi funcționăm. Draconieni. Planeta asta, cine o controlează? Aceștia. Aceștia. De? Au inventat vorbitul ca să limiteze creația gândurilor umane, omului. Și să distorsioneze și să întoarcă cu sus în jos. Da? Să le poată da ce semnificație sau vibrație doreau ei. Și asta se întâmplă de milioane de ani. Da? Miliarde. Miliarde, milioane, sute, cum vrem să... Da? Bine. Și atunci, cum crezi tu că în viața aceasta o să aduci istoria adevărată? Ia uite istoria adevărată. Unde este? Unde o găsim? Și asta greu o găsim, pentru că aceste ființe care controlează această planetă ascund și țin cu orice preț să nu știm aceste lucruri. Noi, sub părțile subliminale. Că noi suntem bune doar să le dăm lor, ca și creatori, energie și ei să creeze cu lumina noastră. Ia uite-te, toate ființele astea, ăștia trei care i-am găsit aici, în sfera ta energetică, sunt conectați la aceeași sursă la care suntem conectați noi, părțile subliminale, păpușelele cu care ei își întrețin creația. Nu sunt conectați la aceeași sursă, da? Nu. Bine. Uite-te prin toate experiențele tale. Hai că-ți dau o sferă informațională acum, din conștiința ta adevărată, nu de la mine, dar îți dau și de la mine tot ceea ce am aflat eu prin astfel de investigații, sesiuni, cum să le numim, cu alte suflete, da? De la alte suflete. Fac sfera asta și ți-o dau. Ia-o. Bag-o în pieptul tău. Ai băgat-o? Da. Asta e ceea ce ai trăit și experimentat tu de când te-ai desprins dintr-o conștiință mai mare. Și tot ce am pus eu. Acum ziceam prin toate experiențele astea, 900 mi-ai zis. Dacă vezi că sunt mai multe sau mai puține, acum ai informația. Corect? 971. Completă? 971. 971, da? Uite-te prin toate experiențele astea, dacă experiențele astea corespund, să zicem, sau prin aceste experiențe ți-ai urmat calea
ideea pentru care tu ai venit aici, pe planeta asta? Ai experimentat ceea ce tu ți-ai dorit, ce tu ai vrut? Sau cumva prin aceste scenarii date de inițiatorii de karme și cum i-ai mai numit, nu știu, că nu mai rețin, sunt scenariile lor? Mare parte sunt scenariile lor. Dar am învățat și ceea ce mi-am dorit eu. Da. Păi ce ai învățat? A fost real? Că prin corpuri cât se poate ai învățat, aici. Învățat cu alții prin corpuri? Ai fost învățat că într-un corp aici în 3D trebuie să-i lași și pe alții să intre? Nu contează. Acele experiențe au fost și au trecut. Au fost și au trecut. Asta, da, este foarte adevărat. Însă, vrei să mai faci? Ai posibilitatea aici să faci și ceea ce dorești tu, scenariile tale. Tu să-ți faci scenarii, tu să experimentezi cu alți oameni, fără subliminale sau nu, fără în acest plan 3D. Da. Contract. Sau entități sau ce or mai fi. Ai posibilitatea, dar tu fii și-ți faci planul tău, ceea ce vrei tu. Ia să vedem de ce ai venit tu pe planeta asta. Ca să înțeleg dualitatea. Și de unde ai venit? Din 4D. Ai venit din Orion. Din Orion. Și ai venit cu avatar sau ca și conștient? Nave. Cu nave ai venit, nu? Și ce corp, ce avatar aveai când ai venit aici? Uman. Uman erai? Da. Cum sunt eu, așa, și tu, Alex? Cu unele diferențe, trăsături distincte. Adică umanoid. Nu era uman. Păi ai zis unele diferențe distincte. Unde erau diferențe? E tot uman. E tot un om. Tot un corp de om. Da? Adică avea așa, era semăna cu mine, vreunul, dintre aceia? Hai să erau mici, niște diferențe. Mici diferențe. Urechi mai mici, nas mai mic. Da. Pielea ce culoare? Capul ușor mai mare. Pielea... Și ați așa, la spate? Albă sau albastru, dar în rest, ca oameni. Ca oameni, bine. Și ați venit cu navele pe pământul 4D? Da. Și ce vreați să faceți aici? Să trăim aici. De ce? Nu mai aveați loc pe planeta Vibrația voastră? Asta. Da, pe planeta voastră nu mai erau condiții favorabile? Da, da. Erau. Dar voi v-ați dorit să mergeți să colonizați o altă planetă? Ok. V-ați făcut baza aici? Una mică. Și cum vă numeați voi? Ca specie? Orionieni sau cum? Sipieni. Sipieni. Ok. Dar de ce vă numeați așa, sipieni? Adică există, să zicem, o origine, o caracteristică pentru care v-ați luat numele ăsta? Se numea planeta așa sau cum? Planeta se numea Sica. Seca? Sica. Sica. Ok. În constelația Orion. Orion. Bine. Și aici, câți ați venit? La început, 25.000. Tu ai fost în prima serie la început? Da. Bine. Și ați v-a stabilit o bază aici, apoi au mai venit alte serii, da? Da. Mai sunt CPN și acum, în acest moment în care noi vorbim? Da. Pe pământ? Sunt, da? Da. Ok. Prin experiențele care le-ai făcut, v-ați recunoscut ca da. Oameni pe 3D? Da. Vă recunoașteți? Da. Cum vă recunoașteți? Mă întâlnim mulți prin experiențe. Și cum vă recunoașteți în corpuri umane? Ne atragem, ne placem. Da? Ne completăm. Ne ajutăm. Înțeleg.
Ne înțelegem. Bine. De Și obicei apoi? suntem prieteni. Ah, ok. Foarte bun. Ok. Prin experiențele astea, deci în 4D ați experimentat până când v-ați pierdut corpurile și apoi ați început să luați corpuri de aici? Da. Bine. În 3D ai prins căderea în conștiința planetei? Nu. Nu? Am Dar ieșit cum de ai pe ajuns? planetă și am intrat în apă. Apoi ați intrat în astralul, în etericul 3D? Da, apoi am intrat în apă pe pământ. Uh-huh. Căderea Dar de nu ce am ați ieșit? făcut-o. Nu am vrut să Adică experimentez căderea. ați știut că a început căderea planetară? Se Conștiinței simțea? planetare? Uh-huh. Bine. Hai! Ca și acum? Am... Și acum poți să simți ce se întâmplă. Da? Și mulți aleg să plece de pe pământ, să nu treacă prin ea. Deci așa cu urmează, se simte în aer, miroase a transformare planetară? Suntem în transformare planetară. Da? În Dar acest tu moment. Te-ai vorbit la începutul sesiunii că e o transformare în bine, nu în rău. Depinde de fiecare. Da, ce alege, da? Da. Conform conștientizării lui, da? Și vibrației Atunci lui. Era o singură linie potențială, da. Acum sunt mai multe. Ok. Bine. Număr de la 1 la 3 și mă las cu Ela. Continuăm să lucrăm, dar a obosit Ela, da? Și lucrăm în continuare. Ce mai avem de făcut? 1, 2, 3. Ela, deconectează-te. Da. Vreau să se uite cu acel ecran cuantic tot mecanismul karmei, pentru că mi-a vorbit de mecanismul karmei în care crede sau credea, să observe cum se creează karma, aceste entități, cum creează karma și în ce scop. Vede cum acum își explică unele lucruri. Încet să-și explice, da? Să vadă, să observe. Că numai așa, observând. Da, înțelege, vede mecanismul, vede cum jucau entitățile și cum impuneau pe urmă faptele și evenimentele. Și asta ne face la toate părțile subliminale asta. Nu numai lui. Da, vede acum. Acum înțelegem mult mai multe. Și vreau să... Adică înțelege că și sufletele sunt, mai ales sufletele păcălite. Lăsând de oameni, nu mai vorbim. Mințile. Sufletele sunt cele mai păcălite. Mhm. Pentru că ele sunt cele mai importante în tot contextul. Exact. Ele da. Sunt co-creatorii. Da. Mințile Dar e sunt frustrant pe undeva fricia. Bine, dacă nu înțelegi. Și omul, și ca om, ca cu mintea asta. Că ești păcălit, da? Sau trăiești într-o lume. Uite, partea subliminală vroia ca Alex să devină un mare un profesor bun de istorie adevărată, da? Da. Acum să se uite de câte ori și cum țin cu dinții aceste entități, controlatorii numim, să nu ajungă oamenii să conștientizeze istoria adevărată, să o înțeleagă, să ajungă la acele dovezi, eu știu ce mai sunt, artefacte, sau că sunt, probabil, destul îngropate prin... Da? Da. Și dacă apar lucruri, artefacte și mai descoperă și acum câte un cercetător, câte ceva. Fac de toate pentru că dețin puterea în orice domeniu ca să ridiculizeze. Să ridiculizeze, să discrediteze acea persoană și astfel încât să nu poată să aibă credibilitate ceea ce descoperă. Da, vede, înțelege acum totul mai bine. Da.
Acum să vadă și cu corpurile că nu este ok. Vii într-un corp, nu e ok să pleci și să lași, să co-creezi. Cine îi spusese așa că e ok sau îi dăduse această idee, îl făcuse să creadă. Să co-creezi, să-i lași în corpul tău, să intre, să plece. Cine vrea și cine nu vrea. Mai ales aia cu care ești în contract. Păi, ființele acestea din astral în funcție, da, au învățat cum funcționează corpul. Adică corpul, în funcție de frecvență, e un recipient care da, acceptă anumite da. Vibrații pe acea Da. frecvență. Și atunci, dacă tu nu mai ai acea frecvență, nu mai menții acea frecvență, adică corpul, intră altcineva în el. Da. Okay. Pentru că așa e normal, așa trebuie, așa e ok. Și atunci sufletul... l-a învățat, ok. Așa da. A învățat, așa a înțeles. Așa asta spus, e natura spus. Recipientului, spune. E un E recipient, natura recipientului, e ca dar un nu prin toate pahar în dar care nu pui prin ce toate vrei, pui suc, recipientele. pui Da, apă. stau ăștia, îi ai în sfera energetică, dar nu înseamnă că ți-a corpul în posesie. De fiecare dată că ai scăzut vibrația. Poți Da, să văd scazi că vibrația. corpul nu-l Înțeleg. considera ceva propriu, Ah, da, am înțeles. ceva Ceva lui. propriu. Asta zic, nu-l considera. Nu. Dar acum înțelege că trebuie când intri în corpul ăsta, faci experiența ta. Las-o pe aia cu care ai venit, că de acum a înțeles că poate să-și facă experiența lui, planul lui, el să creeze. Da, Sau ia, parte înțelegem. subliminală, da? Da. Și atunci să se uite la ce au făcut lui Șerban, fratele. Ce au făcut L-au prin acele preluat vaccinuri? de tot. Păi da, pentru că asta e sistemul. Și Vaccinurile vede au făcut cum rău. sufletul e ținut legat de recipient Exact, și exact. forțat să-l energizeze și astfel îl stoarce de energie. Exact. Și se folosesc De partea fapt, se subliminală folosește de el. de parte, Da? exact, de partea subliminală. Da. Observă, da? Are aproape în fratele este, da? Bine. Da. Observând toate lucrurile acestea, vrea să mai facă experiențe din acestea. Toate, o minciună, mințite părțile subliminale, în fel și chip, practic a înțeles care e ideea acestor entități, să mențină părțile subliminale într-un lanț, lung lanț de încarnări, are 970 destule. Până Da. când e adevărat că și natural se trezește, începe să-și pune întrebări părțile, să-și pună întrebări partea subliminală. Însă, dacă ai oportunitatea să ai o mamă care e trezită, care a înțeles lucrurile, este pe această cale, atunci te folosești de această oportunitate, nu? Da. Da, Preferă bine. Deci să preferă fie să își să facă se lase experiența. ajutat de mamă. Ajutat de mamă și Nu să-și facă degeaba ales să experiența. spune. Ok. Și să-și facă experiența lui de acum încolo. Așa că vrea să scoată toate fumurile, umbrele și ce am mai găsit pe aici, ăștia trei, dați afară. Și toate fumurile, umbrele, lilieci, îngeri frumoși, și ce a mai avut de-a face reptile și insectoizi și cu tot ce a avut de-a face pe da. Planeta asta? Da. Bine, se cheme să-i vină toate contractele, înțelegeri, promisiuni, permisiuni, acorduri, legăminte, jurăminte care le-a făcut cu orice ființă, cu plus sau minus sau neființă, pe această linie experiențială, în orice dimensiune. Da. Toate să Din vină. Toate le anulează, le disolvă, le creează. Bine, să toate entitățile le aliniază, toți profesorii, maestrii și alte feluri, în fizic, da. În energetic, pe oriunde i-a întâlnit, îi aliniază, deschide portal cu sursa noastră adevărată. Da. Primordiala creației și îi trimite pe toți acolo. Da, ea aspira pe toți. Acum cheamă să-i vină și toate contractele, înțelegeri, promisiuni, permisiuni, acorduri, legăminte, jurăminte, care le-a făcut cu orice altă parte subliminală.
ca să co-creeze, să ceu mai prin karme, prin peste tot, toată linia experiențială. Da. Și le anulează și pe astea. Le disolvă pe toate. Se declară liber să experimenteze, liberă, ca și parte subliminală, de acum încolo, declară libere orice alt, toate părțile subliminale care le-a cunoscut, cu care a co-creat și arde toate karmele mincinoase care au fost prezentate și a fost ținut 970 de experiențe. Da. Și face sfere informaționale cu tot ce am aflat aici. Pun și eu, pui și tu, Ela, pune și el. Tot ce știm, informații și toată iubirea noastră. Și le trimitem în toată creația. Și la sufletele astea cu care a co-creat. Și de oriunde, din orice dimensiune care vor să le primească. Da, tuturor, peste tot. Acum ia să vedem. Implanturi avea și aș vrea să știu de ce și mi plăcea să-și ia forma asta de înțelept, bătrân și nu știu ce. Că aici era iarăși, entitățile profitau de chestia asta, îl țineau într-un fel de ego. Sau cum? Văd că îi place foarte mult să învețe pe alții. Ok, am înțeles. Și experiențele acestea le-au marcat, adică mi-a plăcut cel mai mult, în care era profesor, învățător, în care ajuta pe alții prin ceea ce el cunoștea. Și văd că vrea să meargă în direcția asta și în această viață, să fie profesor, învățător, profesor. Să ajute. De ce? Tot el istorie? Zice istorie, Bine, geografie mai poate. Da? Ok, bine. Dar asta zice acum. Bine. Implanturi are? S-au avut? La cap are. Da. Au plecat, avea la cap, da. Da, deja pus. Da, avea la cap. Prin asta putea să-i controleze vibrația, să-i o scadă, să-i o coboare și devenea mai... Apoi să intre ei. Da, exact. Aia. Bine, nu mai are niciun implant, da? Nu mai are. Cum se simte acum, Ela? Foarte bine. Da? Degajat, acum care toată informația, și liber. Da? Care toată informația... Se simte întreg, plin. Foarte total, zice... Okay. Unificat în conștiință, cumva. Bine. Și-a întregit cunoștințele. Uite ce ne spune mama. Uităm pe întrebări, pe descriere. Este un băiețel foarte deștept, îi place matematica, ordinea numerelor. Eaca! Îi place matematica, ordinea numerelor, roboții. Construiește cu Lego foarte minuțios, foarte atent, complex. Și exact. Mereu alte modele. Toate cu gust. Spune mama. Aici văd că are îndrumări de a construi aparate. Ansambluri. De tot felul, de orice, de fapt. Bine. Cine se exprima aici când facea toate lucrurile acestea? Exprima partea subliminală? Da, și partea subliminală. Văd că această parte de viață e conectată cu partea de tânăr, de copil din alte vieți. Am înțeles. Bine. Deci va merge pe cea... Ideea este că părinții îi vor pune la dispoziție tot ceea ce îi place. Da? Iar aici va am zice de arhitect. De... Arhitect, da, da. Dar asta, arhitect nu doar de clădiri, de case, ci arhitect de orice, inclusiv de orice. De orice poate fi. Mm-hmm.
Faptul că vorbește matur, înțelept, cuvinte, neologisme, cuvinte din astea mai sofisticate pentru vârsta lui. Asta venea din această și această prezentare a lui, se consideră că era un suflet bătrân. Se... Da. Da, pentru că se considera un suflet înțelept, bătrân, profesor, îndrumător. Și la cărțile are răbdare, îi citesc mult, ne zice mama, le răsfoiește, se uită atent la detalii. Foarte protector cu sora lui. Sora se mai... Ia să vedem, a primit informații sora? Da. Cu sora lui s-a întâlnit, el îmi zice, de 14 ori. Mereu a fost în postură de energie masculină el și ea, energie feminină. Și mereu a trebuit, mereu mai mic, mai mică decât el. Și mereu a îndrăgit-o. Zice că frați sunt a doua oară frați. Ah, ok. Bine. Și îi place acest lucru, că din nou e sora lui. Bine. Cu Șerban? Și care multe să învețe. Okay. Cu Șerban? A mai avut experiențe? Două. A primit și el sfera informațională? Da, el, da, a primit. Bine. Îl iubește? Îl apreciază, spunem. Că a avut pentru curajul celălalt. Să ducă o astfel de experiență. Să o accepte și să vină într-o astfel de... Bineînțeles că tot păcălit și mințit, da? Da. Ce meserie a avut în ultimele trei vieți, întreabă mama? În ultima, penultima a fost bărbat, constructor, văd. În cea de-a doua a fost femeie. Văd că îi plăcea să planteze. Se ocupa mult de grădinărit, văd. Dar și de înmulțitul plantelor, altoirea. Da, da. Ce ține de văd plante. Că îi plăcea foarte mult acest lucru, să mulțească plantele, să le îngrijească grădinărit. Avea o seră foarte frumoasă, o grădină foarte frumoasă, foarte aranjată, organizată și foarte atentă la cum creșteau plantele și la un moment dat văd că a și făcut o carte cu, în care le-a desenat, adică le-a desenat toate plantele și le-a descris. Atât de mult îi plăcea, da, da. Că apoi a învățat pe alții plantele. Da. Să le distingă. Da. Și tot un fel de profesor. Așa îi spună. Da. Așa. Și ultima? Cealaltă. Aici mi-arată fiind băiețel. Desena. Dar nu avea toate degetele de la mână. Da. Dar se încăpățâna să deseneze, să scrie. Și era greu să țină în mână orice. Dar el vroia să deseneze, îi plăcea să deseneze și desena, de obicei, natura. Asta mi-arată. Bine. Este întreagă partea subliminală, Ela? Da, este 100%. Da. Bine. Unde a trăit ultimele vieți astea? Unde au fost trei vieți? Constructor. Mi-arată... Făcea poduri și castele de piatră, tot felul de fortărețe. Mi-arată anul 1740. Începând din Franța. Acum, apoi a mers prin mai multe locuri a Europei, unde tot construia. Ca femeie a doua, Olanda. Deci, uite, e o tradiție cu florile și astea, plantele, totuși în Olanda, nu degeaba, așa cum. Da, uite, chiar. Da, da.
Și băiețelul? Danemarca. Danemarca de azi. Ce meserie, profesie vrea să urmeze, spre ce să îl sprijinim? Am văzut, da? În orice Arhitect caz trebuie, sau profesor? Da, profesor, ce, și ce mai vrea? Trebuie încercat copilul, da? Pentru că și desenează bine, bine, a ține de arhitect. O să-și arate, dar are multiple E minuțios, abilități. Are Da, multe și... abilități pentru că Da. are multă experiență, așa cum a Da, fost, da, da. dar a făcut bine. Și văd că nu va alege una singură, va merge Da. pe două, va Super, fi un foarte bun, backup foarte pentru mai bine. el. Da. Da. Ce sporturi îi plac sau ce a mai practicat? De altă Sporturi? experiență. Da. Nu prea îi plac sporturile. Nu prea îi plac? Nu. Nu. Înot poate zice, pentru că înotul e util. Oricând, oriunde, orice epocă, zice. Da. Alte sporturi, nu prea. Bine. Poate ciclism, cum zice, să... Bine, poate ciclism. Să facă, da? Are. Bine. Dacă, de ce a ales această familie? Am văzut din cele două Da. Scenarii. Dacă am mai experimentat împreună, bineînțeles că am văzut cu mama, cu tata, cu frații. Și cu mama a avut experiențe, nu? Și dacă au primit sfere informative, Da, mama, pe mama tata. spune că e un suflet deosebit pentru el. I-a fost lui învățăcel nu odată și este un suflet în care a avut cea mai mare încredere din întotdeauna în toate experiențele în care s-au întâlnit. I-a văzut potențialul de a înțelege lucrurile și vibrația foarte înaltă a ei. Și de aceea acum a ales o mamă, pentru că știa Deci. că îi va fi sprijin total. Cu tata a mai avut? Da, și cu el a avut. Cu el mi-a arată 8, cu mama mi-a arată peste 50. Ok, deci mai puține cu tata. Da. Bine. Ce părere are de Șerban, care are un frate cu probleme, am văzut părerea? Da. Probleme de sănătate, ne zice... Lovește cu pumnii, este foarte puternic. Ia, apropo, puternic era că lovea entitatea, da? Dădea. Da. Se sperie de desene, monștri, fantome și apoi noaptea la culcare zice că este frică să-l țină în braț. Da, asta cine din îi inducea? Programele minții, din Da, ceea ce care vede, vedea și ceea desene. Ce... Da, da, exact. De unde vine încăpățânarea? Vrea să facă el singur, să nu-l ajut? Păi când era încăpățânat era entitatea, da? Da, da, încăpățânarea asta mai vine și din faptul că el e profesorul, maestru, adică Bine, el trebuie da, să da, învețe pe da. alții, nu alții pe Exact, el. da, da, da. Să nu-l ajute mama cu cifrele, cu literele. Oh. Da, el știe cel mai bine, n-are ce da, să-l învețe alții, el trebuie să învețe da. Pe alții. Oh, ok. Scrâșnește din dinți noaptea rău de tot. Îl scoală pe soț, pe tată, adică din somn. Are paraziți intestinali sau alte cauze ezoterice. Aici văd în vis o încrâncenare, furie câteodată când face chestia aia, când în vis îi sunt arătate lucruri care nu le poate face sau din care nu poate ieși sau nu le poate duce la capăt și devine furios în vis. Holograme, da? Da? Dar ea să și corecteze atunci asta. Apare scârțitul ăla din dinți de furie. Bine, dar vede că entitățile profitau de asta. Asta este, trebuie să fie maleabil. A fost profesor, a fost ce a fost, învățător, nu știu ce. Ai fost, a fost numai o experiență. Tu, suflet, te exprimi în natura ta, prin natura ta, a ceea ce tu ești. Scoate afară chestiile astea de orgoliu, de tu ce mai găsești programe de genul. Da? Da, a scos afară tot, da. De ce transpiră așa mult, mai ales la culcare și noaptea când dorm? Păi dacă scrâșnea din dinți și arătau alea, consuma energie, foarte se activ enervase. Noaptea în somn. Da, în somn. Vedem de acum foarte cum va mai fi, dacă va mai primi. Asta și eu pățesc și eu transpir toată noaptea, mai ales pe piept.
Da, pentru că faci lucruri, de-aia transpiri. Te duci, te întorci. Da, da. Iar lui îi puneau holograme trăiești. Și îl făceau. Și trăiești totul. E da, ca o da. A doua realitate. Păi este, aia este tot o realitate. E a doua. Pe aici nu este tot o realitate inversată. Asta e realitatea 1 în care unu și aia e realitatea 2, toate. Și doi, pentru că nu prea ești conștient de ea când te trezești. Exact. Eu numesc realitatea 2. Da. Și e tot indusă de cele mai multe ori pe da, această planetă și în astralul acestei planete. Da. Cred că pe fondul oboselii uneori este luat în posesie de entități și este mai nervos, țipă. Am văzut, da? Da. Am înțeles. În afară de intoleranțe alimentare la gluten, ce alte probleme de sănătate ascunse are? Pune partea subliminală, dacă... Pentru că intoleranțele și mama are. În tot apare genunchii în față. Cu genunchii să aibă grijă, cu picioarele genunchii. Să nu-l forțeze la sporturi extreme sau la sporturi grele. Deci sunt mai firavi, mai... Da, văd că... Nu știu, acolo ar avea pe viitor poate o slăbiciune. Da. Și altfel e sănătos, da? Da. Corpul. Da. Bine, este de ce este greu să țină creionul corect în mână, am văzut. Oh, da, uite, da. Da. Îl ține în toate felurile, numai corect, nu? Sora lui, cu 2 ani mai mică, îl ține perfect, pentru că el, am văzut de ce. De ce toți copiii mamei, care sunt 3, au luat genele privind intoleranțele. Dacă știe partea subliminală, a luat gena aceasta de la mamă sau mai multe câte ori. Pentru că așa s-a transmis genetic. Așa s-a transmis genetic, da? Cine? Aici întreabă mama, cine o sună după număr privat? Și pe noi ne sună pușcăriașii, zic eu. Nu știu ce ne răspunde. Deci un infractor, nu? Sau ce? Sunt țepe. Da, din ăștia. Infractor, cum le zic eu. Poți. Bine. Da. Cum este acum partea subliminală, Ela? Fericită, degajată, împlinită, plină, întreagă, se simte mult mai conștientă. Foarte bine. Număr de la 1 la 3 și merge în sinele mai înalt. 1, 2, 3. Da. Merge în sine de 12. Trimite raze de lumină până în corpurile energetice, curăță, purifică, le armonizează. Număr încă o dată și mergem în sursa primordială a creației. 1, 2, 3. Aici își caută matricea originală pe care o suprapune peste matricea cu care vine din experimentare, corectează toate codurile care au fost schimbate, modificate. Activează declarația de suveranitate, o spune cu determinare și dă comandă să iasă afară tot ADN-ul nebenefic care a fost adăugat pe toată linia experiențială de către entități. Da. Larg. Oscilează între 74%. De ce oscilează? Au avut 7, l-a mai diminuat, pe urmă iarăși l-au... În funcție și de prin ce corpuri intră și a da. Intrat. Da, dizolvă, îl decrează și reconstruiește cu ajutorul matricii. Câte experiențe a avut în acest univers? 189.000. Wow. Multe. Prin alte universuri, ca sine de 12? 4 alte universuri. Linia experiențială contaminată o păstrează sau ce face? Nu. Arte. Nu are nevoie de a spune. Foarte bine. Acum el lasă să-și activeze programul de vindecare și regenerare a tuturor structurilor până în corpul fizic. Uite, să... prin acest program să urmărească și să blocheze, nu știu cum să zic,
acele gene moștenite de la mamă cu intoleranțele. Da, le anulează. Să le neutralizeze sau le inactiveze. Inactiveze. Da, le inactiveze. Da. Bine, să-și facă sfera aici, bula de manifestare, unde își trimite idei, proiecte și le susține mental, emoțional, energetic. Se vede în noua situație. Păstrează această bulă, chiar dacă acum e mic. Mintea e de copil. Și cu acțiuni în fizic manifestă ceea ce dorește. Ne uităm și noi la sferele noastre, Ela. Procedăm asemenea. Da. Și număr de la 1 la 3. Venim aici și acum fiecare prin canalul ei de abundență benefică pe care îl curăță, purifică, lărgește. 1, 2, 3. Aici și acum își anulează orice ritual de orice fel care a fost făcut, la care a participat sau l-a făcut altora pe această viață. Face două sfere generaționale de cea mai înaltă vibrație și le trimite pe acest arbore genealogic, pe partea mamei și partea tatălui, arde toate programele nebenefice care s-au transmis de la strămoși. Da, pe partea mamei merge până la a patra generație, pe partea tatălui până la a cincea. Ok. Și acum, dacă vrea să transmită ceva cuiva, că iubește pe toți. Da. Și că abia așteaptă să-i crească mare. Să, okay, să-i învețe, devină, să le arate. Să devină profesor, da? Dar să nu mai folosească magii și alte de alea, da? Că a văzut. Da. Bine. Poate să folosească, să facă magii, dar cu puterea și voința proprie. Oricum magii facem prin fiecare creație, noastră, om de, da? Știință, zice acum. Da? Om de știință, inventator, zice. Foarte bine. Are atâtea să se facă până crește mare câte dorești. Da. Acum el adân cu bombe, cu lumina și iubire de cea mai înaltă vibrație în casele noastre, surse de venit, joburi, grădiniță, tot ce are de curățat, da? Mașini. Da, peste tot se umple cu lumină și cu iubire de cea mai înaltă vibrație care disolvă toți egregorii de gânduri, vorbe, fapte, acțiuni, toate amprentele energetice, energiile stagnante, blocate, hologramele, urmele, rezidurile, efectele, oricare ar fi acestea. Entitățile sunt aspirate pe portal, de peste tot și trimise direct în sursă. Și acum se închid, se sigilează toate portalurile de pretutinde. Foarte bine. Mulțumim părții subliminale pentru această călătorie.